Grație la sunt. Ultima dată am vorbit despre disciplină și despre a acționa și am simțit oarecum că am omis să spun un lucru destul de important. Cred că mai degrabă am uitat să spun acel lucru foarte important. De fapt, motivul pentru care ne disciplinăm este pentru că vrem să obținem anumite rezultate. De la asta pornește, de la rezultatele pe care ni le dorim. Și modul în care trăim în fiecare zi, lucrurile pe care le facem în fiecare zi, de fapt, trebuie să ne propulseze într-un fel la a ne putea atinge obiectivele. De asta am vorbit inițial despre proactivitate și despre de ce nu ar trebui să lăsăm nervii să ne stăpânească și de asta am adăugat eu toată partea cu acțiunea și disciplina. De fapt, ideea de bază este că în fiecare zi trebuie să faci tot ceea ce îți stă în putere să te transformi în acel om care vrei să fii și să trăiești de la început așa. De foarte multe ori nu știm ce vrem să devenim, dar cu siguranță putem să ne dăm seama că nu ne-ar plăcea să fim dezordonați, că nu ne-ar plăcea să trăim într-un loc în care să nu putem să ne găsim lucrurile sau că nu am dori să trăim într-un mediu în care oamenii nu sunt plăcuți. Și atunci ce am putea noi să facem? Ideea de bază este să te gândești în permanență cum poți tu ca astăzi să acționezi în așa fel încât mâine să-ți fie bine. Că de fapt despre asta este vorba, despre a-ți fi bine astăzi, a-ți fi bine mâine, a-ți fi bine poimine. Același principiu se aplică și într-o relație, același principiu se aplică și în viața de zi cu zi și același principiu se aplică în absolut tot ceea ce vrei să faci. Pornind de la chestiunea cu curățenia pe care am tot insistat, fiindcă ordinea și disciplina, într-adevăr, au o contribuție foarte mare în echilibrul nostru fizic, mental și așa mai departe și spiritual. Dar, chiar și într-o relație, gândește-te așa, astăzi adunăm supărări. Astăzi prefer să nu-ți spun ce mă doare pentru că te văd că ești nervos. Și las pe mâine. Și mâine nu o să spun și o să se acumuleze tensiunea, intră în corpul nostru și rămâne acolo. Și apoi las pentru poimine. Și poimine la fel o să se acumuleze și tensiunea se strânge și mai departe până în ziua X în care tu fiind în situația de față partenerul meu, tu acum o să fii mai bine dispus de la lucru, iar eu, ca femeie bună ce sunt, te atac. Pentru că mi-a sărit sandra cinește de la ce? Poate că pur și simplu este o chestiune hormonală, poate că pur și simplu a fost un stimul de natură exterioară, ce știu, ceva ce nu mi-a plăcut. Poate să fie cât de mărunt și te atac și te atac pe principiu Pareto, pe cei 20% pe care îi văd, mă leg de ceva insignifiant ca de fapt să explodez pe cei 80%. Și atunci disciplina ce spune? Disciplina spune... Fă tu astăzi tot ceea ce poți, astăzi mă enerva stimulul respectiv. Sigur, nu fi reactiv, nu te apuca să-i dai în cap, ci pur și simplu înțelege că dacă tu acum ai observat ce te supără, ai observat că primul pas, ai observat că te supără ceva. Ok, m-a supărat. Ce este acel ceva care mă supără? X, Y, Z. Mă supără că am observat că și-a lăsat hainele pe jos. Foarte bine. Există multe variante de a aborda treaba asta, dar ca să-ți fie bine mâine și pentru a te disciplina, poți să îi le strângi tu și să te faci că plouă sau, și mai bine decât atât, să te duci frumos și să-i exprimi în ton cât mai prietenesc ceea ce te-a deranjat. Este într-adevăr deranjul tău și poți să-l rezolvi, dar îl rezolvi mult mai eficient și mult mai bine dacă îi comunici motivul pentru care te deranjează. Da, poți să faci treaba respectivă, să le strângi, dar să te duci să-i spui, dragul meu, uite, pe mine mă deranjează foarte tare că știu că ești obosit și știu că nu ai timp și știu că nici nu ți-ai bătut măcar capul cu treaba asta, dar mă deranjează foarte tare că îți lași ciorapii pe jos. Nu e distanță foarte mare până la coșul de rufe. Te-aș ruga mult și aș aprecia enorm dacă ai putea face chestia asta pentru mine, ca pe viitor, după ce te-ai descălțat, să te duci să le duci. Și sigur că el nu va avea deja făcut ritual în sensul ăsta și sigur că va uita și a doua zi. Dar cere-i să-ți promită. Promite-mi că o să faci chestia asta. Îți va gândi, ok, ok, bine, nu știam că te deranjează atât de tare, nu mi-am dat seama, nu cred că e o problemă. Și dacă începe să se agite, asigură-l că nu este despre el, ci este strict despre asta. Dar înainte de toate, asigură-te tu că nu este despre el, ci este strict despre asta. Ok? Și în a doua zi, când vei vedea că n-a făcut lucrul respectiv, nu-i scoate ochii. Te pur și simplu și zi, iubitule, ciorapii, te rog eu mult de tot, în spirit de glumă. Fii cât mai caldă, fii cât mai deschisă, pentru că să spun un lucru,
Bărbații iubesc femeile care sunt vesele. Bărbații vor ca femeile lor să fie fericite. Pe principiul happy wife, happy life. Toți bărbații din jurul meu spun chestia asta. Și mă bucur enorm că știu că și soțul meu spune chestia asta și am observat principiile. Iar dacă ești tip, cu atât mai ușor poți să lucrezi cu toate lucrurile astea, fiindcă bărbații oricum sunt mult, mult mai proactivi decât femeile și chiar și cei care sunt reactivi au control mult mai mare asupra acțiunilor lor atunci când își propun și se disciplinează. Așa că sper că a putut să fie un plus față de clipul de ieri. Te invit, dacă nu l-ai văzut, să-l vezi și te invit asemenea pe blogul meu și nu uita să te abonezi la canal, pentru că s-ar putea la un anumit moment să spun ceva care chiar să-ți fie util. Te pup, te îmbrățișez și îți doresc să ai o zi perfectă.